Deși cu toții credeam că suntem foarte aproape de a reveni la normalitate, specialiștii în epidemiologie vorbesc despre un posibil val 6 al pandemiei. Este vorba despre o nouă variantă Omicron, care generează variante grave de boală. Un studiu din Japonia a comunicat că Omicron în subvarianta BA2 este mai transmisibilă cu 30-50% față de varianta BA1. Ar genera forme grave de boală într-o măsură echivalentă cu varianta Delta, ceea ce este extrem de îngrijorător. De când în Danemarca această subvariantă BA2 a ajuns dominantă, spitalizările și decesele au crescut, dar în Marea Britanie și Africa de Sud, în care subvarianta este dominantă, spitalizările și decesele au scăzut. Nu aș mai dori și sper să nu mai fie niciun val, că ne-am săturat. Dumneavoastră nu v-ați plictisit, nu știu ce să zic. Sper să fie bine și să nu mai fie niciun val 6 și să nu vină nici războiul peste noi, că ăsta e mai grav. Să ne ferească Dumnezeu, că am trecut destul de 2 ani de zile prin toate. Ne e frică, noi ne protejăm. Credeți că este sfârșitul pandemiei? Credeți că vom avea un val 6? Eu cred că este, că așa se anunță, că este în descădere și cred că o să scăpăm. De pandemia asta, că de 2 ani ne ajunge. Ne-am săturat de mască, ne-am săturat de restricții. Un studiu al cercetătorilor japonezi relevă că subvarianta BA2 a tulpinii Omicron a SARS-CoV-2 este rezistentă la unele antivirale și la anticorpii monoclonali, afirmată vineri vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, Emilia Popovici. Potrivit acestuia, vaccinul în doza booster își menține protecția. Probabil să fie, nu știu ce să vă spun. Probabil să fie, o veni și la noi. Dar iată că nici nu au apucat oamenii să spună prea apăsat că ne apropiem de sfârșitul valului 5, unii mai optimiști că ne apropiem de sfârșitul pandemiei și se arată la orizont un posibil val 6. Semnalele care vin sunt de alarmă. Varianta BA2 pare a fi comparabilă cu varianta Delta.